Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem în căutarea stării de bine și astăzi vom discuta despre inteligența emoțională la copii și le avem alături de noi pe Diana Antoci și pe Alina Lazar. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Toată lumea discută acum despre inteligența emoțională în mediul organizațional. Ne dorim oameni foarte, foarte inteligenți acum din punctul acesta de vedere și aș vrea să știu ce înseamnă inteligența asta emoțională la copii. Pot să încep eu? Da. Inteligența emoțională la copii este în primul rând, așa cum se și spune, de a ne cunoaște propriile emoții, de a fi conștienți de emoțiile noastre și de a le înțelege. Este un pas de la a cunoaște, la a înțelege și apoi la a integra efectiv emoția și din perspectiva asta, în momentul în care înțelegem o emoție, atunci o și recunoaștem, da? Într-o situație dată. Și în momentul în care o recunoaștem, atunci ne este mai ușor să acționăm din echilibru, da? Să nu reacționăm, ci să acționăm dintr-un punct de echilibru. Da, acum știi, în timp ce vorbeam, mă gândeam la următoarea chestiune. Este bebelușul ăla care urlă, care săracul nu cred că poate să zică am emoția asta sau asta. Și mă gândeam că, de fapt, într-o primă fază ar fi bine ca părintele să-și înțeleagă întâi propriile lui emoții. Întotdeauna când ne raportăm, când vorbim despre inteligența emoțională la copii, vorbim automat despre starea de bine a părintelui și despre atmosfera aceea plăcută pe care ar trebui să o creeze acasă și în relație cu copilul. Mm-hmm. Automat. Deci părintele este cel care dă tonul, să spun, pentru că copilul doar imită ceea ce vede și contextul e foarte important. Cadrul în care el se dezvoltă este foarte important. Deci, haideți să vedem cam care ar fi parcursul unui omuleț din momentul în care se naște și până devine adult, ca el să se dezvolte emoțional. Uite, Alina, știu că experiența ta de viață este că ai fost, de exemplu, într-o anumită industrie, acum te-ai dus în zona de psihologie și te specializezi în zona aceasta. Ce facem când apare copilul și vrem încă de mic să-l dezvoltăm în zona asta? Poate eu, ca și tine, da, eram într-o... nu eram în acea fază de awareness și nu eram conștientă de propriile emoții. Cum facem cu ei încă de mici? Și eu, părinte, nespecializat, nu am urmărit în psihoterapie, n-am fost la cursuri de dezvoltare personală. Nu avem de-a face cu zona asta, da. Păi ce să spun, este și experiența mea. Cu primul și cu al doilea copil, ideea este că relația și conexiunea cu copilul se creează încă de la nivel de embrion, la nivel de celulă, dacă vrei. S-au făcut foarte multe studii în sensul acesta și s-a demonstrat științific că emoțiile și trăirile mamei se transmit copilului sau viitorului copil și atunci este foarte important ca această conexiune să existe de dinainte ca copilul să se nască. Din experiența personală și din experiența cu copiii și cu adolescenții cu care lucrez, pot spune că generația de astăzi, de preadolescenți și adolescenți, pare cumva mult mai conectată cu sine decât eram noi. Asta și pentru că au acces la mai multă informație într-un timp foarte scurt și cumva cred că și noi, generația de părinți din prezent, am început cumva să căutăm mai mult informații despre sine, informații despre ce înseamnă să fim conștienți, ce înseamnă să fim prezenți în viața noastră și în viața copiilor noștri. Și atunci cumva lucrurile se leagă un pic altfel. Este o întreagă efervescență pe zona asta de dezvoltare personală și oamenii care vin în cabinet de multe ori vin cu dorința asta de a schimba ceva la ei, de a îmbunătăți ceva în relație cu ceilalți. Adică nu mă concentrez doar pe mine, dar mă concentrez și pe ceea ce aduc în viața celorlalți și pentru mine este o bucurie să văd mai ales poveștile de succes și de asemenea să îi însoțesc pe cei care au nevoie de un parcurs mai lung.
călătoria lor. Revenim cumva la ideea unei mame care este însărcinată, că tot știm că ne afectăm, să ne zicem embrionul, ne afectăm copilașul pe care îl creștem aici în, în punte. Ce poate să facă mama, apropo de inteligența asta emoțională când este însărcinată? Că până la urmă, noi nu trăim izolați de toate grijile vieții și o să trecem prin N stări și am trecut chiar și prin nervozitate și prin frică. Pot să fac ceva astfel încât încă din momentul în care el este în burtica noastră să îl ajutăm în sensul ăsta? Eu am două fete. Una este de 17 ani și jumătate și alta de 4 ani și jumătate. Sunt cumva între două lumi, da? Adolescența și perioada prima a copilăriei. Ei bine, cu Codrina, cu cea mare, ca orice mamă, am avut tot felul de provocări, da? Și unele lucruri le-am înțeles, altele lucruri nu le-am înțeles. Și atunci consecințele au venit de la sine. Cu cea mică, în schimb, ne-am dorit-o foarte mult, tocmai pentru a cumva relua niște lucruri pe care le înțelesesem ulterior. A pune în practică înțelepciunea acumulată de-a lungul anilor. Da, exact, exact. Și cumva partea asta de copilărie, eu aș spune chiar înainte de a se forma, a fi acea scânteie între cele două ființe care practic formează copilul, da? Acolo este ceva mai devreme, cam cu 9 luni înainte, se realizează legătura cu mama și cu tatăl, dar în principal cu mama. Cu 9 luni înainte de a rămâne însărcinată femeia, da? Da, cu 9 luni înainte de concepție. Este concepția în sine este un moment paradoxal, da? În care, practic, la nivel energetic vine mama cu energia ei, tatăl, dar este și partea de subconștient colectiv, da? Și cumva toate astea trei creează destinul copilului, da? Iar cumva rolul părintelui în tot contextul ăsta este ca să dea copilului acele contexte, să-i ofere acele contexte în care el să-și maximizeze potențialele, da? Darurile acelea cu care vine pe lume și în același timp să îl ajute să-și realizeze destinul. Da? Partea asta este foarte, foarte importantă, mai ales pe etape de vârstă, dacă ținem cont de nevoile de învățare și de caracteristicile fiecărei vârste. Da? Și în sensul ăsta putem să le oferim programe specifice. Una este vârsta mică, 3-6 ani, alta este vârsta 6-9 ani la care ajungem imediat de, acolo. Ajungem imediat, dar n-aș vrea să trecem peste momentul ăsta important, cele 9 luni de dinainte și cele 90 luni în timpul... Acolo cumva recomand tuturor celor care ne ascultă o carte, mai ales mămicilor tinere care încă nu au copii, cartea lui Ivanhoe, O educație care începe înainte de naștere. Nu știu dacă o știți, dar este preferință cumva. Și practic acolo se spune foarte clar că conexiunea dintre mamă și copil, făt, în special în perioada aceasta de graviditate, este absolut, cum să spun, energetic, da, foarte puternică și cumva mama este cea care clădește și pune, da, prin gândurile, prin trăirile, prin emoții, prin sentimente, prin tot ce simte în acea perioadă, așează în acel embrion straturi, da, de lumină. De lumină. Așa ar trebui să se întâmple. Dacă noi suntem stresați, evident că afectăm copilul. Este foarte important, de fapt, ca noi, cu tot ceea ce facem în perioada aceea, dânsul chiar se referea la un loc unde, în momentul în care
afli că ești însărcinată, să te duci acolo și unde să nu mai ai nicio grijă, să stai totul să fie o atmosferă așa feerică, pur și simplu, da, mama să trăiască într-o atmosferă din asta, unde să asculte muzică, să picteze, să stea în natură cât mai mult. Deci amprenta pe care o pune natura asupra copilului este definitorie, da? Și cumva și mama, dacă se conectează cu natura în momentul ăsta, imprimă copilului acest pattern. Și aici lucrurile sunt foarte clare. Bine. Deci mama, practic, ea trebuie să fie tot timpul atentă la stările ei, la trăirile ei, la emoțiile ei, la gândurile ei. Și cumva ea poate să își pună amprenta asupra, da, viitorului copil. Deci să aibă încredere în lucrul ăsta că este 100% adevărat. Bine, asta este o lume ideală. Acum, în viața de zi cu zi, nu știu câte dintre noi ne-am putea permite, pentru că realitatea ne arată că trebuie să ne și întreținem și că nu are cine poate să ne întreține și să stăm într-un astfel de mediu. Dar de aici putem să luăm ideile că, uite, măcar din 7 zile pe săptămână, măcar 2-3 să le petreci în natură. Să... E vorba doar de atenție. Atenție la propria persoană. Uh-huh. Da? La ce trăiești, la cum relaționezi cu ceilalți, la modul în care gândești despre cineva sau altcineva. Este doar vorba de atenție, iar asta se învață. Ca orice alt lucru se învață și meditația este calea cea mai directă. Ok, apropo de meditație, ce poate să facă mama care este însărcinată astfel încât să fie atentă, apropo de emoții, să fie atentă la ce trece, prin ce trece și să... Meditația este într-adevăr una dintre soluții, de asemenea și conectarea cu natura. Și meditația în natură, de ce nu? Pe de altă parte, cred că sunt foarte importante și aspectele care ne țin aici în prezent. Respectiv odihnă. Odihnă de calitate. O hrană sănătoasă. O atenție la sursele de unde ne procurăm hrana. Cum spunea și Diana, atenție la gânduri și la emoții, dar lucrurile astea sunt momente când nu putem să le facem așa cum ne-am dorit. Și atunci cred că este important, pe de-o parte, să nu ne ducem în zona de învinovățire și să primim tot ceea ce vine către noi, indiferent că este foarte plăcut sau mai puțin plăcut, și să fim în acceptare cumva și în armonie cu lucrurile acestea care poate, cum spuneam, uneori sunt în afara zonei noastre de confort. Toate astea se pot realiza prin conexiune cu sine. Și acum mă gândesc, apropo de inteligența emoțională și întrebarea ta de mai devreme, ce înseamnă de fapt inteligența emoțională? Înseamnă autocontrol și autoreglare, înseamnă empatie și înseamnă acest concept de conștiență de sine. Să fim prezenți și conectați cu noi înșine, indiferent de ce vine către noi. Lucru care nu e întotdeauna posibil și personal nici nu recomand să rămânem așa undeva într-o zonă din asta elicopter, cumva să ne uităm de sus și să privim așa emoțiile, să le împărțim în negative sau pozitive și să ne deconectăm efectiv de la ceea ce trăim în fiecare zi. Cred că e important să existe un echilibru între cele două. Voi vă mai aduceți aminte, nu știu, din experiența de mame, mai ales că spui că acum, de exemplu, ai mai schimbat poate ceva față de primul copil. Din perioada sarcinii să fi făcut ceva care ați simțit că v-a fost foarte util, din perspectiva asta emoțional vorbind? Împăcarea cu mine. Mm-hmm. Deci asta este... Cumva, indiferent, după părerea mea, că ai o perioadă mai în care lucrezi mai mult, atâta timp cât lucrezi cu plăcere, cât ceea ce faci, simți că ești acolo cu totul și te împlinește exact, atunci nu văd niciun fel de problemă asupra fătului. Pentru că s-a mai pus și am mai auzit și am mai citit lucruri de genul, ok, trebuie să, multe de trebuie, dar...
cumva lucrurile la mine au funcționat natural și dacă eu m-am simțit bine să stau și până unul noaptea să fac ceva sau să citesc o carte și mie mi-a creat chestia asta starea de bine, păi starea asta de bine s-a dus și asupra copilului, da? Bineînțeles, să nu mă duc în extrema să stau, să trag de mine, să mă duc până acolo unde pic sub masă, că acolo normal că nu e bine, nici pentru mine, nici pentru el. Dar cumva reperul este propria noastră ființă și cumva reperul este bunul simț, dacă vrei. Adică aici cred eu că se decantează lucrurile și aici cred că s-a și pierdut foarte mult. De asta mamele într-un fel nu mai au repere. Le simt în ziua de azi că citesc foarte mult, caută foarte mult în afară, dar uită să se conecteze cu sine. Uită să se conecteze cu propriul copil și să vadă de la el ce au de făcut. Nu să citească într-o carte ce are de făcut, dar copilul cere ceva acum. Deci este ceva incredibil ce se întâmplă în ziua noastră. Da, pentru că până la urmă mama e într-o stare de panică, pentru că tocmai a primit o jucărie fără manual de instrucțiuni și atunci în stresul ăla nu te mai poți conecta realmente la copil. Da, dar vedeți, bunicii noștri și străbunicii noștri aveau în ei această, cum să spun, da, intuiție și cumva știau lucrurile dinainte. Aveau această înțelepciune, da, cum zice Alina, și nu aveau nevoie, stai să mă duc să citesc în carte ce am să-i dau copilului să mănânce sau dacă să-l pun la sân sau să nu-l pun la sân sau să-i dau lapte sau să nu-i dau lapte. Sau să-l țin la sân sau... Deci asta e deja, da, ne ducem în alte sfere. Și cumva mi-aduc aminte ce spunea Gabor Mate într-un dintre discursurile dumnealui. Zicea că cel mai mare dar pe care părinții pot să-l facă copilului lor, care credeți că este? Apropo, care este cel mai mare dar? Să fie fericiți. Da? Dacă mama e fericită, dacă tatăl e fericit și dacă în casă se creează acea atmosferă de welcome, bine ai venit acasă, normal că chestia asta se impactează copilul și se impregnează în el, nu? În structura lui. Se impregnează, de fapt, pe harta mentală. Acolo unde noi, ca și părinți, putem să punem daruri și valori. Da? Valori. Noi le imprimăm bunătatea, blândețea, iubirea. Noi facem lucrul ăsta. Nu putem să cerem de la alții atâta timp cât noi nu facem lucrul ăsta. Pentru că în ziua de azi mai este și partea asta în care părinții vin și ok, îl dau într-un loc, la școală, la grădiniță, la indiferent unde și cumva deleagă propria responsabilitate de părinte educatorului și cumva are așteptarea aceasta de a îi veni copilul și educat acasă. Da? Da. Cam așa. Deci întrebarea a fost ce fac eu ca și mamă, ce ați făcut voi ca și mamă și ați simțit că v-a ajutat din punct de vedere emoțional? Din experiența personală cu cei doi copii pe care i-am născut, acum sunt trei, în familia noastră recompusă după divorț, pentru mine era foarte important în acea perioadă efectiv să mă conectez, să fiu acolo prezentă cu ființa pe care o purtam în pântec și să vorbesc cu ea, să îi cânt, să îi citesc povești. Ambele sarcini au fost dificile și cred cumva că la prima sarcină au fost niște diagnostice puse de medici și am trăit așa într-o foarte mare frică și anxietate. Și toată dorința mea de a avea o sarcină minunată și perfectă s-a dus pe apa sâmbetei, iar la a doua sarcină am avut risc de avort de la începutul sarcinii și am stat în pat o foarte bună perioadă de timp. Și atunci ce făceam era să citesc, să, cum spuneam, să mă conectez, să fiu prezent acolo cu bebelușul. Îmi plăcea să mă uit la filme. N-aveam foarte multe opțiuni. Nu era ca și cum puteam să ies foarte mult sau lucruri de genul acesta.
Ce am făcut ulterior, în schimb, a fost să caut să aflu lucruri vis-a-vis de ce se întâmplă, apropo de emoții, apropo de frica pe care și spaima pe care am trăit-o în prima sarcină și să încep să înțeleg care e procesul și cum se transmit lucrurile și să observ în dezvoltarea ulterioară a copiilor cum au impactat lucrurile astea și emoțiile mele și gândurile mele și toate aceste aspecte, cum au impactat și cum impactează încă creșterea și dezvoltarea lor. Acum Ana are 15 ani, Matei are 12 și încă observ, încă trag concluzii, încă mă regăsesc în anumite comportamente de ale lor. Și cred că e foarte important să fim conștiente și conștienți ca mame și tați că procesul are scopul lui. Și de asta spuneam și mai devreme că acceptarea este foarte importantă. Și să nu ne învinovățim. Da, și să nu ne învinovățim pe cât posibil. Vinovăția apare, nu e ca și cum faci o magie și a dispărut. Dar acceptarea este un factor foarte important din punctul meu de vedere. Este un salt, pur și simplu. Da, de la exact. Vinovăție la starea de bine și la acceptare, este un salt. Dacă știți partea piramida conștiinței umane, pe acea piramidă există o linie roșie. Sub linia roșie sunt stări precum rușine, vină, frică, apatie. Da? Peste linia roșie, primul pas este curajul. Trebuie să ai curajul ca să-ți asumi niște lucruri, da? Să ai curajul să-ți asumi și starea de bine, și frumusețea, și iubirea, și acceptarea, da? Și starea de pace în final. Cumva, într-adevăr, în momentul în care te situezi în zona asta de vină, de vinovăție, cine e vinovat, înseamnă că nu există înțelegere. Este foarte simplu. Când dai vina pe cineva, înseamnă că nu înțelegi ce s-a întâmplat acolo și că nu ești pregătit să accepti. Și, da? rămâi într-o zonă de blocaj în care te învârți în cerc, da? Și în care încerci, exact cum se spune, în cerc, da? Rămâi în cerc tot timpul și nu te duci un pic mai sus la nivelul de înțelegere și care vine cumva, ca să înțelegi trebuie să și ierți, da? Dacă nu ai capacitatea și nu ai deschiderea de a ierta, atunci nu o să ajungi să înțelegi niciodată. Iar partea asta cu supărarea de la părinți, când spunem, este efectiv un stres emoțional pe care părinții îl induc copiilor, când le tot spun, dacă nu făceai, mă supăr pe tine, da? Fă chestia asta că să fim noi, să fii cu minte, dar supărarea este în sine un concept care n-ar trebui să fie folosit. Pur și simplu, n-ar trebui să fie folosit. Mă supăr că nu înțeleg ceva. Da? Într-adevăr, ține de autoeducație, da? De stima de sine, de încredere. Părinții ar trebui să aibă grijă de trei lucruri esențiale, da? Libertate, se asigură copilului, curiozitate și încredere. Hai să vedem ce înseamnă libertate. Iar toate astea trei să vină pe fondul de iubire și de compasiune pe care el să simtă, da? Mm-hmm. Ce înseamnă libertatea? Da, ce înseamnă libertate, să-i oferi libertate copilului meu. Se oferi libertate de a explora prin propriile simțuri. Mm-hmm. Să nu-i spun eu înainte, vezi că ai grijă înțete acolo, da, asta e bine, asta e rău. Trebuie să-l las să deceleze, să fie el propriul lui, cum să spun, stăpân și autodidact într-un fel, da? Să poată el să testeze lucrurile. Altfel, va apărea efectiv partea aceasta de dezechilibru, de lipsă de coordonare. Nu o să mai știe și ce o să se întâmple, o să devină dependent de tine. Da? Și când este să facă ceva pe măsură ce crește, ce face? Vine la tine și te întreabă. Mami, cum fac aici? Sau mami, sau mă leg de tine, sau trag de tine, sau da? Tocmai pentru faptul că nu le dăm drumul și nu îi lăsăm să exploreze cu toate cele cinci simțuri. Da? Aș vrea să vă întreb, pentru că ați început mai devreme să spuneți care sunt stadiile de dezvoltare ale copilului și să luăm pe fiecare stadiu în parte, să vedem ce ar putea să facă părintele și acolo unde părintele nu se descurcă, este cazul în care e nevoie să apelăm la specialist.
Haideți să vedem care sunt stadiile acelea. Stadiile de dezvoltare. Primul și cel mai important este cel dinaintea nașterii. Am discutat despre el. Da, am discutat despre el, dar vreau să-l menționez aici pentru că el este cel mai important și gândurile pe care le are mama și tot ce se întâmplă înainte este foarte important pentru relația cu viitorul copil. Al doilea stadiu, despre care și despre acesta am discutat cumva, este perioada, eu aș spune, perioada de graviditate, unde lucrurile cumva sunt clare și continuă aceeași linie. Dar ce vreau să spun acum, cumva foarte important, dacă ne uităm la evoluția asta, da? Dinainte de naștere, perioada de graviditate, un an, 0-3 ani, 3-6 ani, 6-9, 15, 18 adult, da? Ei bine, dacă ne uităm la perioada asta, vom vedea că investiția pe care o face părintele, da, în relație cu copilul, este maximă, deci e invers proporțională, să spun, e maximă la început și scade pe măsură ce copilul crește, da? Deci, prin urmare, primii ani de viață sunt cei mai importanți. Primul an de viață, gândiți-vă că la între 1 și 2 ani copilul învață dăruirea, de exemplu. Da? Eu acolo, acolo este și el vine la tine să-ți dea lucruri și ce mai face copilul, dacă vă aduceți aminte? Aruncă obiecte pe jos sau mâncare sau diverse chestii. El e acolo sus ca un rege și se trezește că aruncă jos și așteaptă să îl dai. Este deja intuitiv, el simte că este, toată lumea asta este creată pe relație de feedback. Da? Dau, primesc, dau, primesc. Mi-aduc aminte, apropo de cum fac acum chestia asta, cum fac să-l învăț pe copil să dăruiască, adică să nu se atașeze de lucruri. Mi-aduc aminte că cu Sânziana ieșeam în parc ca orice părinte, ieși în parculeț cu copilul, da? Copilul ce face? Vrea să ia chestii, pietricele, frunzulițe, vrea să le ia acasă. Corect? Bun, ce faci tu atunci? Pentru că el vrea să ia. Ei, automat îl faci conștient de faptul că atunci când ia ceva, trebuie să dea ceva în schimb. Da? Ce lași tu aici? Vrei pietricica asta? Ok, ce lași tu aici? Da? Automat să fie conștient de faptul că aici n-a venit să ia, dimpotrivă, a venit să dea. Deci suntem ființe care trebuie să dăm mai departe din tot ce avem și tot ceea ce suntem. Deci dacă nu ai nimic, nu iei. Întotdeauna ai ceva. Întotdeauna ai ceva și primul lucru pe care îl iei este propria starea, ființă și propria stare. Mm-hmm. Da? Și să dai acolo ființarea ta, pur și simplu. Bucuria ta din momentul ăla. Nu trebuie neapărat să pui un obiect acolo, nu trebuie neapărat să pui materie. Da? Dai din starea ta, din ceea ce ești tu, din cine ești tu. Și atunci lucrurile se schimbă dintr-o dată. Se schimbă dintr-o dată, vă spun, și Sânziana acum este incredibilă. Incredibilă în sensul că, că dă din ce îi place ei cel mai mult. Adică nu știu câți copii, eu sincer n-am văzut foarte mulți copii care să dăruiască din ceea ce le place lor cel mai mult. Da? Din căluțul, din poneiul, din ce au ei cel mai frumos să dăruiască. Iar chestia asta este foarte importantă pentru ei, pentru că le creează automat starea asta în care stai, nu devin dependent de locul ăla, de pietricica aia, să-mi iau sacoșa sau geamantanul cu mine acasă, să-mi fac depozite. Orice acumulare creează o disarmonie. Da? Când încep să fac acumulări de tot felul, fie de jucării, fie de cărți, fie de orice crez în jurul meu ca și acumulare, da? De fapt, eu blochez energia. Nu mai las, da? Să vină lucrurile către mine. Exact. Da. Și atunci în jurul meu crez așa ziduri, ziduri, ziduri peste ziduri. Și mai vreau să zic ceva vis-a-vis de prima perioadă și relația dintre mamă și copil. Mi-aduc aminte când era domnișoara cea mare, a mea mică, eu am avut o perioadă cu niște situații mai dificile la job atunci unde lucram și cumva știam că atunci când intru în casă, ei bine, trebuie să fiu altfel, da? Bun,
Dar una este gândul, alta este starea. Da? Deci nu este doar să gândesc înainte de a intra în ușă, măi, eu acum trebuie să fiu, pentru că intru în casă, știi, trebuie să fiu într-un fel. Dar în momentul în care intru în casă, eu intru tot cu starea dacă nu mi-am schimbat-o, nu? Corect? Și atunci intram, veneam acasă și primeam de la Codrina niște feedback-uri, de pur și simplu, mă trântea de nu mă vedeam și eu nu înțelegeam. Doamne, de ce? De ce se întâmplă lucrul ăsta? Că uite, eu sunt bine. Nu eram bine. Mm-hmm. Da? Nu eram bine. Copilul, mai ales cei mici, îți răspund ție ca ființă. Îți răspund. Faptul că noi ne mințim pe noi, da. Bineînțeles. Mm-hmm. Da? Faptul că noi nu suntem sinceri cu ei și să le spunem efectiv, uite, eu sunt supărat acum. Da? Mm-hmm. Sunt supărată, sunt obosită, sunt așa cum sunt. Faptul că nu suntem sinceri și încercăm să mascăm lucrul ăsta, ei își dau seama cel mai bine de măștile pe care ne punem. Și atunci este primul lucru pe care trebuie să-l faci cu un copil, să fii sincer. De să-i spui, da? Prin ce treci, nu înseamnă că trebuie să fii tot timpul fericită și zen, exact. Că așa ar trebui să fie lucrurile în viață. Nu. Mm-hmm. Nu. Să fim autentici și să le dăm starea asta de autenticitate și de prezență și de așa cum suntem, pentru că aici vine și acceptarea. Da? De aici vine. Acceptăm lucrurile așa cum sunt, da? Și atunci ne împăcăm cu ele și suntem, ne aducem liniște în suflet. Nu? Bun, deci ce facem cu copilul? Putem să vorbim despre perioada asta, n-aș merge între 0 și 3 ani, ci 0 și 1 an. Ce facem cu copilul ca să-și exprime el emoțiile și cum acceptăm noi, de exemplu, când el începe să urle și atunci... Apar tantrumurile și... Da, și intrăm și noi într-o super panică. Ce putem să facem? Păi sunt mai multe lucruri pe care putem să le facem. În primul rând, așa cum spunea și Diana, această autenticitate și să vorbim efectiv și să-i spunem, uite, eu, așa bebeluș cum e, da? Uite, eu acum mă simt, nu știu, furioasă, tristă, obosită, da? Lucrul ăsta e bine de făcut de când e deja în burtică. Această, eu zic, împărtășire a trăirilor și a... senzațiilor și a emoțiilor noastre. Apropo de ce spuneai mai devreme, rezonez foarte mult cu acea ființare pe care ar trebui cu toții să o primim și să o conștientizăm așa cum este. Suntem mai degrabă decât facem și cumva uităm de multe ori acest aspect. Vorbind cu copilul, împărtășindu-i lucruri, arătându-i. Îmi vine și mi-a venit așa de la, cumva de la începutul emisiunii, acea sintagmă, baby's brain is like a sponge. Creierul bebelușului este ca un burete, absorbe absolut tot. E posibil să observăm la copil lucruri pe care le-am făcut noi, pe care el să le registreze și să ne trezim după o lună, două sau trei că imită și că face acele lucruri. Ele rămân acolo undeva. Și la un moment dat, exact asta face copilul, le redă și le însușește și le redă în diverse contexte. Culmea, exact în contextele potrivite. Așa că, fiind acolo, fiind prezenți pentru copil, vorbind cu el, citindu-i povești, inventând povești, după aceea, când sunt un pic mai mari, mă gândesc la perioada când deja încep să meargă la grădiniță și la școală și întrebăm cum, ce ai făcut azi? Și copilul vine și îmi spune, bine. Păi și binele ăsta ce înseamnă de fapt? Și atunci ce fac? Încep și povestesc cum a fost ziua mea, nu știu, înainte de culcare, 5-10 minute. Uite, pentru mine astăzi a fost așa, am fost la serviciu și uite, am făcut chestia asta și am făcut și cealaltă, după care m-am dus la magazin, am cumpărat... Whatever, da? Diverse lucruri pe care le-am făcut în ziua respectivă, care consider că pot să le împărtășesc cu copilul. Și automat ce o să se întâmple? O să vină și copilul să-mi spună. Uite, mami, azi la grădi, de exemplu, m-am jucat cu Georgică. M-am certat cu Ionică, după care ce am făcut? Am dat jucăria și Alexandrei și tot așa. Adică cumva lucrurile astea vin prin puterea exemplului personal pe care îl dăm. Aș vrea să zic ceva vis-a-vis de lucrul ăsta. Perioada 0-1 an, da? Atunci foarte important este limbajul, da? Cum vorbim cu copiii, ce ascultă copilul. Este prima interacțiune
în lumea asta, în realitatea noastră. Și imaginați-vă o scenă în care mami îl ține pe copil în brațe și se ceartă cu tati. Și de fapt ea ce face este că țipă în urechea propriului copil, da? Fără să-și dea seama cumva. Dar același lucru se întâmplă în momentul în care există un televizor aprins. Da? Foarte mare atenție, pentru că e adevărat, din păcate, la televizor există acest timbru vocal foarte agresiv și înalt, da? Pe o sonoritate înaltă. Și imaginați-vă cum este copilul conectat la această realitate prin aceste sunete, da? Și ce înțelege el din toată povestea asta, da? Și atunci trebuie să fim foarte atenți la lucrurile astea, foarte atenți, pur și simplu. Și nu lăsăm pe copil cu televizorul mergând lângă, apreciind faptul că, uite, s-a oprit din plâns. Da? Pentru că este efectiv o crimă. Adică nu vreau să zic cuvinte mari, adică dar asta este. Adică să fie atent la, da? El și la lumea lui interior, el e atent la altceva și cumva îi distrage atenția de la, dar propria este ființă. Un mod nesănătos de a-i distrage atenția. Mai bine îi pun muzică de pădure în care cântă păsări dacă nu sunt în natură. Cel mai bine este să-l scot în natură. Este clar. De departe, nu există ceva mai bun pentru un copil mic decât să-l scot în natură, da? Și să-l țin cât pot de mult afară. Dar, dincolo de asta, când nu am posibilitatea, da? Trebuie să-i creez în casă un mediu armonios. Să elimin orice disarmonie, da? De multe ori, de ce credeți că se spune că de la naștere până la vârsta de un an, practic la un an, copilul pierde jumătate din neuroni? Da? Pentru că părinții îl asociază ca pe un obiect. Îmi pare rău să spun, dar ăsta e adevărul. Stă acolo în pat, da? Doarme, ce bine că doarme, cât de mult să doarmă. Adică dacă doarme non-stop ar fi minunat. Corect? Bun. Dar acel copil este o ființă vie. Chiar dacă mișcă foarte puțin, chiar dacă îl auzim doar când plânge, el în rest trebuie stimulat la nivelul tuturor simțurilor. Deci nu e ca și cum nu vede, n-aude, nu simte, nu nimic. Nu. Îl iau, îl mângâi, îi citesc. Chiar dacă el stă în pat, chiar dacă doarme, eu îi citesc. Pentru că el înregistrează, da? Tot. Deci starea pe care o creez este foarte, foarte importantă în evoluția viitoare a lui ca și om. Ce îi dau eu atunci, de la 0 la 1 an, este vital. Pur și simplu vital. Eu sunt o mamă agitată din vari motive, că poate contextul de familie mă face să mă agit. Este și copilul agitat, normal. Recomandarea noastră este ca mama să se liniștească și atunci și copilul se va liniști. Totuși, nu reușește mama. Ce facem tot cu copilul în contextul ăsta? Putem să facem ceva cu el? Bineînțeles. Ne autoeducăm noi. Nu trebuie să facem nimic la copil. Trebuie să facem la noi. Deci totul începe cu noi. În momentul în care noi ne luăm decizia, pentru că este o decizie, este un curaj, da? Apropo de ce vă spuneam mai devreme, trebuie să am curajul să fac pasul ăsta și să-l fac efectiv, să schimb ceva. Da, dacă totuși vorbim de o mamă care poate mai are alți 3 copii, poate tocmai soțul a fugit de acasă și trăiește realmente o dramă în familie, ce este mai bine? Pentru că nu știu care este capacitatea fiecăruia de a se autodezvolta într-un timp atât de scurt, nu știu, 3 luni, 6 luni, și copilul este lângă ea. Ce e mai bine? Să lăsăm cu mama copilul și să trăiască tot tumultul mamei? Îl luăm și îl lăsăm la o bunică care poate e mai liniștită? Care ar fi o soluție? Pentru asta există psihologi și psihoterapie și oameni care pot să susțină procesul acesta, dacă vorbim, de exemplu, de o separare între părinți, cum ai spus tu mai devreme, sau un divorț. Există persoanele din familie, dacă ele sunt acolo și sunt prezente. Da, putem la un moment dat să spunem, uite, am nevoie de o săptămână în care să-mi revin, mama, te rog, ajută-mă, respectiv bunica, și aș vrea să las copilul la tine. Nu e nicio tragedie, bunicii sunt bineveniți și aduc foarte multe beneficii în viața copiilor prin prezența lor.
pe de-o parte, psihoterapia, cum spuneam, consilierea. Psihoterapia pentru mamă. Pentru mamă, da. Asta pentru dacă mamă. Aș poate permite, că până la urmă... Da, este adevărat. Aici vorbim de un context, dacă mergem pe acest exemplu, în care nu știu nici ca timp în ce măsură aș poate permite. Nu mai vorbim din punct de vedere financiar. Da, eu zic că soluții se găsesc. Că îți deschizi un podcast și asculți, da, pe zona asta, cum spuneam, de dezvoltare personală, că te uiți pe YouTube la un filmuleț. Variante sunt, da, în timp ce, nu știu, mergi cu metrou, îți pui căștile și, da, mai citești o carte, psihoeducație, se poate face. Dacă nu îți permiți să mergi la terapie, cu siguranță se găsesc alte variante și cu siguranță că putem să găsim oameni care să ne fie aproape. Da, în familie, prieteni, resurse cu siguranță sunt, doar că trebuie să avem deschiderea și disponibilitatea să le vedem și să le accesăm. Mm-hmm. Ok. Când ești în declin, părerea mea este că nu mai vezi nicio soluție. Deci când ești în stres, în depresie, la limita depresiei, nu mai există soluții. Nu le mai vezi, nu mai sunt pentru tine. Da? Și atunci greutatea mare apare în momentul în care tu vrei să stai cu tine, că asta simți și într-adevăr vin copiii pe capul tău, cum se spune. Da? Și tu nu ai liniștea, nu reușești să-ți creezi liniștea și să-ți găsești starea, atunci cumva lucrurile sunt într-adevăr un pic mai complexe și ar fi extraordinar să existe o bunică prin preajmă sau cineva care să ajute la contextul acela, da? La contextul acela, iar mama să-și regăsească un pic, dar vedeți, aici vorbim de fapt exact despre tema emisiunii, despre inteligența emoțională, da? Adică un om cu o inteligență emoțională, el reușește și să înțeleagă ce s-a întâmplat și să-și asume responsabilitatea și să aibă curajul să meargă mai departe. Deci lucrurile astea, da, e foarte bine să le cultivăm la copii, de mici, de cât mai mici. Orice facem noi cu ei, modul în care noi ne comportăm, pentru ei este un exemplu. Deci ei au nevoie în principal de modelul uman mama. Da? Mama este esențială în viața copilului. Indiferent cum o dăm, ea este model uman pentru copil. Dar în același timp, dacă mama nu este, să zic, dintr-un motiv sau altul, da, copilul își ia alte repere, automat își ia alte repere, pentru că asta este viața și inteligența vieții, de fapt, care ne spune lucrul ăsta, da? Și ne ducem către tată, bunic, bunică, pe cine avem acolo orice și ne model. Atragem orice alt model, da? De asta cumva, într-adevăr, primul lucru este mama ca model uman, dar pe de altă parte e bine ca în educația copilului să îl aducem în contexte diferite de învățare cu oameni care inspiră și diferiți, da? Oameni care pun suflet în ceea ce fac, oameni pasionați de ceea ce fac și cumva să urmărim în permanență ca acolo unde îi ducem pe copiii noștri să fie oameni cu pasiune pentru ceea ce fac. Da? Atunci, automat, se transferă și informația. Când eu iubesc ce fac, da? N-am cum să nu transfer iubirea asta și copilului pentru ceea ce fac. Bun, deci între 0 și 1 an, important este cum mă simt eu ca mamă și ce fac ca să-mi schimb stările, să-mi recunosc stările și să lucrez cu ele. Tot și timpul e important asta. Și la, asta vreau să spun, că și la următoarele etape va rămâne întotdeauna această bază. Ce facem în momentul în care copilul începe să plângă, noi ca și părinți? Nu știu, ne ducem imediat peste el să vedem ce se întâmplă acolo, îl lăsăm un pic să stea cu stările lui, ce facem? Cum e cel mai recomandat? Ne folosim intuiția. Și vedem, plânsul ăla e o smiorcăială, plânsul ăla e ceva care chiar e o nevoie sau e doar că mai vreau să vii pe aici, că mă simt cam singur. Deci ne folosim intuiția în primul rând. Vedem de ce e plânsul ăla. Dacă simțim că e așa o smiorcăială, îl mai lăsăm. Îl mai lăsăm, nu mergem imediat la el să țuști. Nu. Dacă este o nevoie, atunci mergem să vedem care e nevoia lui, da? Oricum, plânsul diferă. Adică, într-un timp relativ scurt, ca mamă, da, încep să-ți dai seama
dacă e o nevoie, dacă este o zmiorcăială, dacă este altceva, da, acolo. Revin cumva, știi, mi se pare că discuția se învârte tot acolo, prezență, inclusiv la tantrumurile acelea care ne consumă energia și a noastră și a copilului, da, ne storc așa cumva de energie, prezență, să fim acolo. Nu e neapărat nevoie să facem ceva. Putem să-l lăsăm să-și consume acel tantrum, acea stare de emoții foarte puternice și doar să fim acolo. O să vedem, copilul o să simtă nevoia să vină aproape, să ne ia în brațe sau să-l luăm în brațe. O să simțim lucrurile astea pas cu pas. Bine, asta pentru o etapă un pic mai mare. Da. O să mai mergem către un an și trei ani, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Hai să vedem care este lucrul cel mai predominant așa la copii între un an și, și trei ani. Vreau ceva. Vreau o jucărie, o vreau acum, chit că trebuie să o iau de la altcineva din față, da? Trăiește chipurile o mare nevoie. Cum reacționăm astfel încât să-l ajutăm din punctul ăsta de vedere emoțional? Nici că nu e frumos, vai, nu e politicos. Ce facem ca să-l ajutăm să dezvolte din punct de vedere emoțional? Este aceeași logică din punctul meu de vedere. Da? Este logica feedback-ului. Tu vrei, da? Când ești copil mic, vrei. De ce vrei? Pentru că vrei să cunoști lumea. Da? Dar acolo, cunoașterea asta a lumii, se izbește de niște lucruri, da? Nu pot să am tot timpul orice ce vreau la îndemână. Nu pot întotdeauna să am orice jucărie, da? Și atunci ce faci? Ok, vrei lucrul ăsta, dar ce ești dispus tu să faci? Înțeleg dorința ta, da? Mă bucur cu ai, îmi place și mie jucăria, da? Dar tu ce ești dispus să dai pentru chestia asta? Da? Deci aceeași logică, dar în permanență, toată viața. În momentul în care vreau să dau ceva, ce dai tu la schimb? Până când înțelegi că de fapt, și asta este de fapt punctul ăsta de fericire maximă, cred că pentru un părinte, în momentul în care copilul vine el de la el și îți dă el, da? Vine el și se oferă să te ajute la ceva, da? De fapt, asta este punctul în care părintele simte fericirea maximă, nu? Nu așa tot timpul cer, cer, cer. Ok, în orice caz, dacă cere și ești în magazin și se dă cu picioarele de pământ și cu toate cele, foarte frumos, vrei să faci un spectacol? Faci un spectacol, dar eu nu vreau spectacol. Te iau pe sus, te iau în mașină și gata. Da? Nu ești aici pe tărâmul tău și toată lumea este a ta. Da? Deci trebuie să... Mama trebuie să fie foarte fermă, blândă, dar fermă, ca și o învățătoare bună, da? Și ca și o educatoare bună, blândă, dar fermă. Cine este așa, cumva? Fermitatea asta o are natura, dacă suntem un pic atenți, da? Deci când pun mâna pe gheață, simt, nu? Când pun mâna pe ceva fierbinte, simt, nu? Automat îmi retrag mâna, nu stau să acolo până când... Și atunci e cumva bunul ăsta simț pe care îl creezi copilului și îl imprimi din a stabili foarte clar niște lucruri. Da? Pentru că altfel, dacă doar uneori frige, altor nu frige, se produce multă confuzie. Da, dar asta e de constanța mamei, corect? E de fermitatea ei și de a se menține pe aceeași linie. Și de asta tot timpul revin. Părintele trebuie să învețe niște lucruri, da? Pentru că, cumva, dacă părintele vine și spune, uite, copilul meu așa, hai să mă duc cu el la psiholog. Ok, i-aș spune mai degrabă, tratează-te tu întâi. Da? Mai degrabă vezi tu unde e problema de a-i cauzat lucrul ăsta în copilul tău. Da? Correct. Deci... Mai am o ultimă întrebare cu ceva pe care îl mai întâlnim tot așa destul de des și numai la copii între un an și trei ani. Vin nervoși de la școală, de la grădiniță. Cum procedăm noi ca și părinți ca să-l ajutăm tot în dezvoltarea aceasta emoțională? Cred că e important să le acordăm spațiu și să ne uităm un pic în noi, să vedem ce se întâmplă când suntem noi nervoși și venim încărcați de la serviciu, de exemplu, sau nu știu, poate am avut o întâlnire care nu ne-a ieșit de business. Sau. Și atunci cred că este important să-i dăm spațiu și să-i oferim oportunitatea să vină către noi atunci când simte să facă lucrul acesta.
Am de ales să fiu o mamă intruzivă și să mă duc peste el și să controlez și să întreb și ce s-a întâmplat, dar cine, dar ce ți-a făcut și din ce motiv și care este cauza și tot așa și să încep să desfășor un interogatoriu. Sau am alegerea să fiu o mamă care ține spațiu pentru copilul ei și să primesc ce are el de spus, ce are el de împărtășit, ce are de exprimat. Da, poate că simte să plângă, poate că simte, nu știu, să habar n-am, să exprime și altfel. Pot să-l încurajez să exprime, de exemplu, după ce se liniștește printr-un desen. Da, dar lucrurile astea, cum spunea și Diana, vin tot de la noi ca părinți și revin asupra ideii de psihoeducație care se poate face și de a fi autodidacți în parcursul acesta pe care îl avem. Foarte important s-a menționat aici conectarea cu natura. Natura ne învață. Natura ne este într-un fel maestru. Și să nu uităm de noi. Să fim acolo prezenți cu noi înșine. Dacă suntem prezenți cu noi, suntem prezenți și pentru copiii noștri. Când copilul este foarte mic, el nu știe să-și numească starea respectivă. Adică dacă vine cu nervozitate, furie, el va propaga și pe alte lucruri care se întâmplă în casă. Nu, nici măcar nu știe de unde i-a plecat. Ce facem cu el când îl vedem cu starea de nervozitate care este generalizată pe orice? Vine acasă și deja are tot felul de probleme pentru absolut orice. Este foarte important la vârstele mici să-i ducem în poveste. Adică, el vine cu stare de furie, e nervos, e ceva. Automat luăm două jucării și creăm lumea fantastică în care el este. Și întotdeauna se va exprima prin intermediul altor personaje. Da? Personajele pe care le iubește, le aducem în context, în prezent și atunci putem să aflăm tot ce vrem de la starea lui, de la faptul că e nervos, în primul rând că se liniștește imediat, da? Pentru că intră în contact cu lumea lui, e magia lui. Și normal că atunci se deschide, automat. Deci nu am nevoie să-l duc în nimic altceva, decât în lumea lui, de poveste. Și el imediat va interacționa cu povestea, cu piticul, cu căluțul, cu prințesa, da? Și atunci știe imediat și vom afla tot ce vrem să aflăm. Și atunci putem, prin intermediul poveștii, să îl învățăm. Eventual, da? Să mai schimbăm ceva. Pilda. Cum ar face respectivă. Personajul? Uh-huh. Da, să-i dăm efectiv pilda respectivă și să-l întrebăm, da, cum s-a simțit prințesa sau cum s-a simțit prințul sau, da? Cum s-a simțit când, eu știu, scufița aia a spus nu știu ce? Păi s-a simțit prost, s-a simțit bine, venea să așa. Și imediat se deschide și asta este, de fapt, artificiu, să spun, pe care noi îl putem folosi ca părinți în perioada de copilărie mică. Să-i băgăm în lumea de poveste. Este lumea lor. Practic, noi să intrăm în lumea lor. Da? Vă mulțumesc frumos. Este un subiect foarte generos și sper să mai avem ocazia să mai discutăm pe marginea lui. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit până în acest moment. Vă așteptăm să răsfoiți revista Psihologie, unde puteți găsi multe alte articole interesante. Pe curând!